Organizația Mondială a Sănătății a constatat că numărul cazurilor de decese din cauza cancerului a ajuns la 12,5% din total, devansând SIDA, tuberculoza și malaria. Sunt aproape 6.000 la ora actuală bolnavi de cancer. Aș putea spune că numărul este în creștere. Dacă în urmă cu câțiva ani se înregistrau cam 400 de cazuri noi pe an, acum s-a ajuns la un număr de 700-800 de cazuri noi pe an și din păcate se estimează că numărul va crește constant. Iar ca și decese se înregistrează la ora actuală cam 600 pe an. În 2012, în jur de 600 de decese. Bine, cazurile vin din urmă, sunt cazuri diagnosticate mult mai în urmă. Ca și cum problemele de sănătate nu ar fi suficiente, bolnavii de cancer au și probleme cu unele medicamente care lipsesc în România și trebuie comandate în Franța sau Austria. Costul acestora este foarte mare și de cele mai multe ori bolnavii trebuie să se împrumute de banii. Problema este că sunt medicamente care lipsesc. Erau în urmă cu mai multe luni, erau undeva la nivel național, pe toate ramurile medicinei, erau undeva vreo 27 de medicamente care lipseau, din cauza faptului că producătorii și distribuitorii nu mai vroiau să le aducă în țară, fiindcă erau prea ieftine, nu mai aveau interes comercial. În oncologie au fost undeva vreo 16 care lipseau, acum sunt ceva mai puține, sub 10. Din păcate, pacienții depind, viața lor depinde de aceste medicamente și ei sunt nevoiți să le cumpere din străinătate. Pentru a mai uita de probleme, dar și pentru că este o activitate încadrată în terapia de grup, Bogdana Costoiu spune că îi duce pe membrii asociației într-o excursie la Lainici pe data de 4 februarie. Pentru data 4 februarie, acum pregătim, sperăm să și reușim cu ajutorul sponsorilor noștri care ne ajută, pregătim o excursie la Lainici, ea face parte din terapia de grup pe care se desfășoară la noi și doamnele ne-au solicitat. Noi vom demara un concurs în liceele din Târgu Jiu anul acesta pe tema cancerului de col uterin și de sân. Vom demara în 4 februarie, undeva până la sfârșitul lunii februarie vom face și premiera. Și tot cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului vor fi organizate mai multe concursuri în școlile din Târgu Jiu.